Declar această ședință deschisă. Această audiere implică evaluarea doamnei Maria Frunze, judecătoare la judecătoria Chișinău din 2017 și candidată sală. Suntem astăzi aici pentru a desfășura o audiere publică în contextul procesului de evaluare menit să evalueze candidații la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Comisia își desfășoară activitatea în conformitate cu legea numărul 26 din 2022 cu privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. În conformitate cu regulamentul de activitate și regulamentul de evaluare ale comisiei, care au fost adoptate de către comisie în conformitate cu această lege. În fața dumneavoastră aveți 6 membri ai comisiei și vi voi numi în ordine alfabetică: doamna Victoria Henley, Nadejda Hriptievski, Vitalie Miron, Tatiana Răducanu, Nona Țoțoria și eu, Herman von Hebel, președintele acestei comisii. Comisia este sprijinită de câțiva membri ai secretariatului, de asemenea, și în statele dumneavoastră sunt reprezentanții mass media și ai publicului larg. De asemenea, astăzi prezent în această sală este un fotograf care va face poze în primele 3 minute, în maximum primele 3 minute de la începerea acestei audieri. Ne bucurăm să-i avem astăzi în această sală și pe membrii publicului larg și pe reprezentanții mass media. În timpul acestei ședințe vă rugăm să luați aminte de următoarele reguli. Nu aveți voie să faceți poze. Membrii mass media pot obține copii ale pozelor făcute de fotograf. Nu aveți voie să înregistrați această audiere publică. Înregistrarea este făcută de către noi și va fi disponibilă online pe cât de curând posibil după această audiere. O veți putea găsi pe pagina web a comisiei www.vetting.md. Vă rugăm să păstrați tăcerea de-a lungul acestei audieri și, de asemenea, vă rugăm să respectați măsurile de protecție împotriva răspândirii COVID-19. De-a lungul audierii publice, membrii comisiei vor fi așezați și vă rugăm și pe dumneavoastră să fiți așezată în timpul ședinței. Doamna Frunze, în mod obișnuit, în cadrul audierii, unul din membrii sau mai mulți membri vă pun întrebări și dumneavoastră vi se cere să răspundeți la aceste întrebări cu veridicitate și în mod complet. Explicațiile dumneavoastră ar fi importante pentru comisie, pentru verificarea integrității financiare și etice a dumneavoastră. De-a lungul acestei audieri, interpretarea în română și engleză va fi disponibilă. După cum am menționat, audierea, inclusiv declarațiile dumneavoastră, sunt înregistrate și părțile disponibile publicului ale audierii vor fi disponibile atât în română cât și în engleză în 24 de ore după audiere. Voi începe cu o prezentare generală a contextului procedural al evaluării în ceea ce privește cazul dumneavoastră. Durata așteptată a acestei audieri va fi probabil mai puțin de jumătate de oră. La finalul audierii publice veți avea oportunitatea de a face un comentariu, niște remarci de încheiere, dar ține de dumneavoastră dacă vreți să vă folosiți de această oportunitate sau nu. În calitate de judecătoare, sunteți familiarizată cu nevoia de a respecta ordinea corespunzătoare a procedurii și comisia, de asemenea, se așteaptă ca toți cei participanți să respecte ordinea. În cazul încălcării anumitor reguli de evaluare, președintele comisiei poate emite o avertizare sau poate înlătura candidatul, candidata din sala de audiere, dar sper că așa ceva nu se va întâmpla. Pe 15 iulie, în anul acesta, ați trimis comisiei declarațiile pe 5 ani, declarațiile de bunuri și declarațiile de interese. Comisia a cerut candidaților să trimită
chestionarul de etică completat în mod voluntar și ați făcut-o pe 5 iulie 2022. Comisia v-a trimis prima rundă de întrebări pe 25 august 2022 și dumneavoastră ați răspuns la 8 întrebări, inclusiv la 18 sub-întrebări. 6 din acele întrebări includeau o cerere pentru a oferi, de a oferi mai multe documente. Răspunsurile dumneavoastră au fost trimise pe 29 august 2022 și ați răspuns la toate întrebările și sub-întrebările și ați trimis toate documentele solicitate de către noi. Comisia apreciază că ați răspuns în timp oportun și în mod complet și asta a facilitat în mod considerabil evaluarea noastră. Comisia nu a crezut necesar să vă trimită o a doua rundă de întrebări și de asemenea astăzi Comisia nu are întrebări la dumneavoastră în ceea ce privește procesul de evaluare la, a candidaturii dumneavoastră la Consiliul Superior al Magistraturii. Astea fiind spuse, aș vrea să vă dau acum cuvântul și să vă ofer oportunitatea de a interveni cu niște remarci de încheiere la această audiere scurtă. După cum am spus, puteți să faceți comentarii, dar puteți și să nu faceți comentarii dacă nu doriți. Dacă doriți să interveniți, aveți cuvântul acum. Scot căștile. Bună ziua tuturor! Eu mă bucur să mă aflu astăzi aici, la această etapă a procesului de evaluare a viitorilor membri în Consiliul Superior al Magistraturii. Vreau să notez că activez în funcție de judecător din anul 2017, de mai bine de 5 ani, iar în sistemul judecătoresc activez de peste 12 ani. Mi-am început activitatea în calitate de grefier, apoi am fost promovată la funcția de asistent judiciar și ulterior, după absolvirea Institutului Național de Justiție, am fost numită în funcție de judecător. Cu adevărat, rolul Consiliului Superior al Magistraturii în edificarea statului de drept și în înfăptuirea actului de justiție este unul enorm. Anul trecut, în vară, dădeam un interviu în care nici nu mă gândeam să candidez la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, dar aveam așteptări foarte mari de la viitorii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ca ulterior să-mi dau seama că dacă dorim să obținem ceva, să edificăm un sistem de justiție cu adevărat independent, trebuie să contribuim fiecare din noi la aceasta. Și o modalitate este de a depune cerere și de a candida în calitate de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Și iată-mă astăzi aici, în fața dumneavoastră, în cadrul procedurii de pre-vetting, în care atât judecătorii cât și întreaga societate își pune mari speranțe. Pentru că, după cum cunoașteți, de mai bine de 4 ani nu a avut loc adunarea generală a judecătorilor și astăzi sistemul judecătoresc se confruntă cu mari probleme, deci este lipsă de foarte multe cadre, începând cu grefieri, asistenți judiciari, lucrători în secretariatul instanțelor de judecată, cât și judecători. Judecătorii au un volum de lucru foarte mare, astfel încât viitorul Consiliul Superior al Magistraturii deci va avea un rol important într-o ridicare încrederii cetățenilor în justiția Republicii Moldova, creșterea transparenței sistemului de justiție. Cam atât am avut eu a spune. Poate pe parcurs voi mai adăuga ceva. Mulțumesc mult! Mulțumim foarte mult pentru comentariile făcute. Iar acum am și ajuns la finalul acestei audieri. Vă mulțumim, doamne Frunză.
frunze pentru că v-ați prezentat în fața comisiei astăzi. Comisia acum se va retrage pentru deliberări, iar o decizie argumentată în cazul dumneavoastră va fi prezentată mai târziu. Pe cât posibil, comisia se va strădui să emită decizia timp de o lună. Pe această notă declar această sesiune închisă. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență.